Bun regăsit, dragi prieteni! În această vară am avut o vacanță activă în care am pus bazele a două centre de inițiere Revelatio, unul la munte și unul în delt. Astfel, dar cei care doriți o vacanță cu scop, puteți alege din oferta noastră de programe din 2025 cea potrivită pentru dumneavoastră, astfel încât pe lângă relaxare, socializare și drumeții ghidate, să plecați cu un plus de valoare oferit prin seminarii și atelierele desfășurate în centrele noastre de inițiere. Astfel, în timp ce lucram la upgradarea unuia dintre aceste centre, într-una din dimineți, privind răsăritul, am avut așa un flash de conștiință reflectând la una din cele mai provocatoare profeții revelatoare din Apocalipsă, anume fiara cu 10 coarne și 7 capete. Cea descrisă în Apocalipsă, capitolul 13. Atunci, într-o viteză uluitoare de imagini, îmi apar elementele de puzzle observate în ultimul timp. Dezvăluirile de privitare cu privire la Coldea și Dumbrava, războiul din Ucraina, războiul din Israel, Zelenski, Putin, Rusia, China, CIA, FBI, SRI, NATO, UE, recenta manipulare psihologică a marelui plan global de anesteziere în masă cu ajutorul SARS-CoV-2, asociindu-le cu blazoanele lor. Ursul Rusia, leopardul Anglia, leul Statele Europene, balaurul dragonul roșu China și așa mai departe. Toate aceste piese de puzzle au venit în timp de 2-3 secunde, fapt ce m-a făcut să recitesc din nou textul din Apocalipsă 13. Apoi am stat pe mare și pe nisipul mării și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labeca de urs și gura ca o gură de leu. Iar balaurul i-a dat puterea lui, scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul din capete părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată. Și tot pământul se mira după fiară și au început să se închine balaurii pentru că dăduse puterea lui fiarei și au început să se închine fiarei, zicând cine se poate asemăna cu fiara. I s-a dat o gură care vorbe mari și i s-a dat să lucreze 42 de după ce am citit pentru a nu știu câta oară în această viață aceste texte, au început asocierile și controversele. În urmă cu 30 de ani, unii teologi căutau să explice aceste profeții în cheia de interpretare a celor vremuri, făcând atunci o asociere între sistemul papal, politica Vaticanului, cu rolul Americii și al Europei, totul fascina la acea vreme. Însă astăzi, căutând să upgradeze explicațiile de atunci cu ceea ce se întâmplă pe scena politică, unele skill-uri nu prea mai stau în picioare. Nu întâmplător le-am numit skill-uri. O să vedeți de ce. Atunci când un dezvoltator de softuri, sisteme de operare, lansează un program, el este bună vreme, după care observă că unele funcționalități nu răspund conform evoluției vremii și vin cu update-uri. Adică șterg unele linii de cod ca să adauge altele, păstrează ce încă este actual, șterge ceea ce este depășit și face noi actualizări. În același mod, flash-ul din dimineața de august, care mi-a provocat o nouă viziune asupra acestui text, m-a determinat să șterg unele informații care nu mai sunt de actualitate și să iau în calcul ceea ce se vede acum. Dragi prieteni,
Sunt un lectorcăr liber, de vreo gândire religioasă sau filozofică și nu am pretenția că ceea ce spun este o interpretare fără cusur. Tocmai a remarcat faptul că interpretările teologilor de acum 30 de ani nu mai pot fi valabile astăzi, deși cercetătorii de text de atunci erau bine intenționați. Astăzi, corelând textul profetic cu ceea ce vedem desfășurându-se în fața ochilor noștri, ne plasează inevitabil într-o interpretare diferită, pentru că într-o altă matrice de timp, evenimentele sunt diferite. Înainte de a explica natura fiare din Apocalips conform revelației primite recent, de care tocmai ți-am spus, aș vrea să fac o precizare legată de timp. Și asta nu o spun de la mine, ci este concluzia cercetătorilor în fizica cuantică, ce au afirmat că timpul nu este liniar așa cum îl percepem noi. Pentru că percepția noastră privind timpul este fie liniară, fie circulară. Însă acest lucru este adevărat doar în universul nostru mental, incapabil de a face salturi în timp și spațiu. Dacă printr-o explozie de conștiință cineva ar sări în viitor sau s-ar duce în trecut, acesta s-ar pomeni aterizat într-un alt grafic matricial, ceea ce ar schimba atât trecutul cât și viitorul. Exemplul bunicului exprimat în argumentele curbării timpului, în care un om deplasându-se în trecut își omoară bunicul și astfel împiedică nașterea sa și practic se distruge pe sine, devine irelevantă în contextul timpului matricial. Pentru că în Matrix, în matricea existențială, saltul de timp în trecut nu garantează nimerirea pe aceeași linie din același univers. În Matrix nu există curbare evenimentelor. Dacă încerci să eviți o tragedie în speranța că viitorul va fi modificat, aceasta nu se va întâmpla, ci vei fi plasat într-o intersecție de timp care va avea alt trecut și alt viitor. Acestea fiind spuse, conform teoriei fizice cuantice enunțate de cercetătorii în domeniu, să trecem la interpretarea profeției revelatoare în contextul geopoliticii actuale. Este cunoscut faptul că ursul este un simbol al Rusiei, fiind un blazon de țară. O simplă căutare pe internet relevă acest lucru. La fel, leopardul este simbolul tradițional al Angliei, iar leul este un simbol al mai multor state europene. Acum, citind cu atenție versetul 2 din Apocalips, identificăm descrierea fiarei care iese din adânc printr-o comparație folosind expresia ca și. Fiara pe care am văzut-o semăna un leopard, deci nu era un leopard, semăna doar cu acesta. Avea labe ca de urs, deci nu era de urs, ci ca de urs. Și o gură ca o gură de leu. Aceste detalii mă provoacă să privesc dincolo de tablourile mentale obișnuite. Adică, textul ne spune că fiara este ceva, nu spune că fiara este ceva obișnuit. Nu. Nu spune că este ceva existent ca și concept. Textul nu spune că fiara este leopard, adică structura deja existentă. Nu spune că este gură de leu sau labe de urs, ci totul este pus în asociere ca și X, dar nu este
X. Asta a fost revelația dimineții din, de august 2024, când obișnuit cu interpretarea textului de acum 30 de ani, care atribuia omologitate cu un sistem obișnuit, papalitate, iezuiți, masonerie, iluminați, America, Europa, regi și personaje concrete, descoper detaliul care face diferența. Ca și, adică ceva îmi spune, hei, fiara asta nu este vreo religie, nu este vreun ONG, vreo țară sau vreun sistem politic existent cu care ești deja obișnuit. Nu. Fiara asta adună elemente și caracteristici din sistemele cunoscute, dar nu este nici una din toate acestea. Și atunci am început să o privesc dincolo de blazon. Deci fiara descrisă aici nu este un leopard, deci nu este Anglia. Și seamănă cu aceasta. Ce are Anglia ca sistem? Sistemul regal. Coroana regală. Corona virus, care nici după 5 ani nu a fost izolat. Dacă virusul nu a fost izolat, cum s-a putut crea un vaccin și încă atât de rapid că l-a făcut invidios și pe Speedy Gonzales? Dacă nu s-a putut niciodată fabrica un vaccin împotriva vreunului coronavirus, cum de s-a putut acum? Cu un coronavirus care nici măcar nu a fost izolat. De ce alți coronavirus ca HIV, MERS sau SARS, decretat rudă bună cu fantomaticul SARS-CoV-2, au putut fi izolați și ăsta nu? Întrebări care, atunci ca și până azi, rămân fără răspuns, dar totodată își pierd din rezonanță în fața unei umanități deja anesteziate, precum un stup căreia apicultorul i-a aplicat o doză suficientă de fum, amorțindu-i toate simțurile de apărare și umblând la el nestingeri. Faptul că virusul SARS-CoV-2 nu a fost izolat este recunoscut chiar de către Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA. Într-unul din articole, găsit pe Active News, se prezintă pe larg aceste dovezi. Deci, fiara nu este Anglia, ci nici măcar sistemul ei politic guvernat de monarhie, ci este ceva ce seamănă cu aceasta. Apoi ni se spune că are labe ca de urs. Ce fac labele? Calcă, merge, sfărâmă. Pe cine reprezintă ursul? Rusia. Dar fiara nu este nici Rusia, ci doar labele care seamănă cu aceasta. Ce sistem avem în Rusia? Oligarhie. Ce înseamnă asta? Că doar câteva familii, câteva personaje cu bani și influență calcă și sfărâmă totul în cap. Iar gura este ca de leu. Ce face gura? Vorbește și mănâncă. Am spus că mai multe state europene au ca blazon leul, iar statuia de pe sediul ONU seamănă cu aceasta. Comunicarea către mase se face prin gura de leu, care anesteziază orice voință politică sau statală individuală. După descrierea fiarei, avem un indiciu. Balaurul i-a dat puterea lui scaunului de domnie și o stăpânire mare. Aici nu mai avem comparație ca și. Aici avem direct balaurul. De ani buni de zile, în București există un centru economic controlat și guvernat de chinezi și se numește Dragonul Roșu. Întâmplător sau nu, multe produse pe care le avem în casă provin din acest centru comercial.
Întâmplător sau nu, dragonul sau balaurul este simbolul tradițional al Chinei. Întâmplător sau nu, marea operațiune psihologică a pornit din China, semnalând un nou virus periculos scăpat de prin Wuhan pe numele său Corona sau Coroana. Și balaurul i-a dat puterea lui și o stăpânire mare. Știu că pentru mintea noastră ce se bazează pe lucruri concrete, vrem să avem o interpretare corectă și să identificăm elementele concrete ale profeției. Însă chiar textul prezintă o fiară neobișnuită. Adică nu există în spectrul mental ceva cu care să o poți asocia. Are 7 capete. Ce animal existent are 7 capete? Niciunul. Are 10 coarne. Bun. Deci iată că printr-o operațiune jurnalistică am asistat în 2024 la devolarea unei încrengături ale cărui corn pare să ducă la Coldea și Dubrava. Doar un corn. Să zicem că îi reduce la tăcere. Dar mai sunt încă 9. Or fi unul din capete. Textul spune, unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiară. Păi un. Ar mai rămân încă 6. Deci dacă un singur cap e atât de greu de ucis, cum va fi cu restul de 6? Vestea bună vine tot în Apocalips, de data asta la capitolul 19 cu 20, în care spune că fiara asta, așa periculoasă, a fost prinsă. Și împreună cu ea a fost prins și prorocul mincinos. Și amândoi au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu cucioasă. Da, da. Acest lucru se întâmplă după ce fiara își face de cap 42 de luni, conform versetului 5 din Apocalips 13. Ce înseamnă acest timp? Și la ce anume se raportează? Vom căuta să deslușim într-un episod viitor. De aceea, dacă încă nu te-ai abonat la acest canal, apasă butonul de abonare și clopoțelul, iar dacă vrei să susții canalul și să ai acces la materiale exclusiv pentru membri, alătură-te acestui canal, legând planul potrivit pentru tine. Legat de timpul profetic, îți spun doar atât. O zi înseamnă o rotație în jurul propriei axe. În cazul Pământului, aceasta înseamnă 24 de ore terestre. O zi a Soarelui, adică o rotație în jurul propriei sale axe, deși diferită pentru că este o plasmă și nu un solid, are în medie 27 zile pământești. O zi a lui Jupiter înseamnă circa 10 ore pământești. Soarele la rândul său orbitează în jurul Căii Lactee, iar un an al Soarelui, adică o rotație a lui, înseamnă 1190 de ani pământești. Amplasarea sa pe marginea interioară a brațului Orion, a Căii Lactee, ne provoacă să ne gândim. Dacă lungimea acestui braț este aproximativ 10.000 de ani lumină, cât înseamnă o zi în centura Orion? Și câte zile pământești conține o zi a nebuloasei Orion? Atunci ar trebui să ne gândim dacă războiul este un război cosmic, iar profețiile sunt raportate la evenimente cosmice, la ce rată de conversie, spațiu, timp, ar trebui să înțelegem cele 42 de luni și cât ar însemna acest timp privit de pe Pământ. Nu sunt nici astronom, nu sunt nici matematician, de aceea calculele acestea sunt pentru oamenii pasionați din aceste domenii. Dacă te afli printre ei,
caută să calculezi. Asta pentru că atunci când voi face raportul și voi prezenta timpul profetic, să poți confirma sau infirma ceea ce prezint. Astfel, dar, ai temă de lucru pentru data viitoare. Să ne auzim cu bine, pe curând!